Deschidem din nou cuvântul Domnului la epistola lui Iuda și vom citi versetul 11. Vom stărui asupra acestui verset în următoarele trei seminarii, pentru că este un verset profund. Și acest cuvânt spune așa, Vai de ei, că ce au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorință de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Amin. În seara aceasta, frașesorilor, doamnelor și domnilor, ne vom opri asupra primului exemplu pe care Duhul Domnului îl aduce prin Iuda, în ce privește apostazia, lepădarea de credință. Și acest exemplu este Cain. De aceea, în această seară, voi vorbi un mesaj, un seminar pe care l-am intitulat Calea lui Cain. Așa spune aici, vai de ei că ce-au urmat pe calea lui Cain. Cum o arăta această cale a lui Cain? De ce Duhul Domnului ne atrage atenția în Noul Testament de primul om care s-a născut pe pământ a, ca să purtăm grijă vieții noastre spirituale și să nu cădem în greșeala lui Cain. Cum am auzit, Cain a fost primul om care s-a născut pe pământ din părinții noștri comunei tuturor, Adam și Eva. Geneza 4,1 Când Cain s-a născut în conștiința lui Eva a rămas discuția pe care a avut-o în Eden înainte să fie izgoniți și pe care Domnul a spus-o că într-o zi, așa cum ei sunt izgoniți, din nou vor ajunge în Eden, în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că Eva, femeia, va naște pe omul Dumnezeu, care va fi răscumpărătorul omenirii, omul Dumnezeu care va readuce omenirea în părtășia pe care au pierdut-o acum prin neascultare. Așa că atunci când Eva a născut primul ei copil, i-au pus numele Cain. Cain înseamnă omul Dumnezeu. Ea a crezut că deja s-a împlinit profeția. Cornilescu traduce am primit un om cu ajutorul lui Dumnezeu. Însă textul ebraic este, am primit pe omul Dumnezeu. Însă Eva a greșit în evaluarea ei, pentru că acolo când Domnul Dumnezeu a vorbit în Eden, știți că a spus, sămânța ta a femeii trebuia să aibă loc o naștere în care să nu fie implicat bărbatul. Eva n-a înțeles în momentul acela acest fapt, acest adevăr. De deci ea, când l-a născut pe al doilea copil, Eva, care și-a dat seama că a greșit-o cu primul, pe al doilea l-a numit Abel. Abel înseamnă deșertăciune, amărăciune, abur, vapor. Adică atunci când l-a născut, ea a exclamat și a zis, m-am înșelat cu primul, crezând că el va fi izbăvitorul, cred că tot așa e și col doilea. Deci, a trăit amărăciunea aceasta că încă nu vede izbăvirea despre care a vorbit Dumnezeu. Cain s-a născut la marginea Edenului. A fost un om privilegiat, un om care a avut legături directe cu Dumnezeu, un contact direct cu Dumnezeu încă se comunica cu Dumnezeu în vremea aceea. Nu? Dacă vă uitați în Geneza, capitolul 4, Cain vorbește cu Dumnezeu. Cain, de asemenea, a avut privilegiu să cunoască de la mâna întâi toată istoria Edenului, toată istoria creației, toată istoria căderii în păcat. Așa că acest om putea să fie diferit de toți oamenii dar a fost diferit însă în sens rău, în sens negativ. Cain este primul apostat din lume, deci primul om care s-a lepădat de credință, Cain este părintele tuturor religiilor false din lume, pentru că de la exemplu pe care l-a dat el și îl vom vedea, s-au născut apoi celelalte variante de religii care au umplut lumea. Și felul acesta de trăire apostat, lepădat de credință, Biblia îl numește calea lui Cain. În această seară aici la Biserica Emanuel, în această zi, dumneavoastră pe internet sau la televiziune când se va transmite, vrem să pătrundem în taina acestei căi, să vedem cum arată, de ce trebuie să ne ferim noi, pentru că trebuie să cunoaștem cum arată calea lui Cain ca să știm să ne ferim de ea și să nu cădem din credință. În ciuda faptului că foarte des se spune că nu se poate cădea din credință. Odată mântuit, totdeauna mântuit. Și haideți să ne uităm la câteva adevăruri. În primul rând, înșelăciunea căii lui Cain. Înșelăciunea căii lui Cain. Cea mai eficace înșelăciune pe care poate să o facă cineva este să aibă puțin adevăr. Și să folosească un pic de adevăr. Pentru că folosind un pic de adevăr, ori în învățătură, ori în profeție, ori în cântare, ori în sfătuire, ori în consiliere, și apoi urmându-ți planul, ă, ești eficace în a face rău. Și de aceea, când vorbim de înșelăciunea căii Cain, aceasta comportă două dimensiuni. Prima dimensiune, Cain recunoaște nevoia de Dumnezeu. Geneza 4 cu 3, cuvântul Domnului spune, după un timp, Cain a adus și el jerfă lui Dumnezeu. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jerfă de mâncare din roadele pământului. Când spune Sfânta Scriptură jerfă de mâncare, aș dori, noastră, să nu uitați care cunoaște Scripturile, spune o jerfă de ispășire, pentru că în Biblie jerfa de mâncare este similară cu jerfa de ispășire. Deci Cain recunoaște nevoia de Dumnezeu. Altfel, nu aduce o jerfă pentru păcat. Pentru că știe că doar a vorbit cu Dumnezeu. A comunicat cu el. Cain recunoaște pe Domnul Dumnezeu. Cain recunoaște păcatul, de aceea aduce jerfă. Cain recunoaște originea divină a jerfei. Originea divină este în Geneza 3 cu 21 unde cuvântul Domnului spune că Dumnezeu a îmbrăcat pe Adam și pe Eva cu pielea unui animal pe care l-a sacrificat Domnul. Prin aceasta, vorbind omenirii, prin Adam și Eva, că trebuiește jerfă ca omul să fie îmbrăcat din nou cu gloria lui Dumnezeu, cu iertare. Nu îmbrăcat numai fizic, că le-au făcut haine de piele. Este vorba de îmbrăcarea în neprihănirea lui Dumnezeu prin iertare. Deci, Cain știe lucrul acesta. El știe de paradisul Domnului, știe de pomul vieții, știe exact ce a pierdut împreună cu părinții lui. Și de aceea, la această nevoie pe care o cunoaște, la faptul că el cunoaște pe Dumnezeu, că vorbește cu Dumnezeu, avem ca în în vremea noastră, îl cunosc pe Dumnezeu, se roagă lui, vorbesc cu el, vorbesc în cuvânt, au văzut minunile lui. Există cealaltă dimensiune. Și anume, respinge planul de salvare a Lui Dumnezeu. Respinge planul de salvare a Lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 11, versetul 4, spune așa cuvântul Domnului. Prin credință a adus Abel Lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, Căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Ce a respins Cain? Pentru că vrem să cunoaștem calea lui Cain. Ce a respins el? Frați și surori, doamnelor și domnilor, primul lucru pe care l-a respins Cain a fost credința. Pentru că uitați ce spune aici, prin credință a adus Abel o jerfă mai bună decât Cain. Cain a adus-o prin credință, măcar că îl cunoștea pe Dumnezeu. Cain a adus-o din interes. Nu prin credință, din interes. Și o să vedem cum și de ce. Deci el a respins credința. El a respins cuvântul adevărului, cuvântul lui Dumnezeu. Ca să ai credință, întâi ai nevoie de un propovăduitor al cuvântului. Deci ca să ai credință. Noi vorbim de credința biblică, nu vorbim de credință pentecostală sau ortodoxă sau baptistă sau puneți dumneavoastră ce vreți acolo. Noi vorbim de credința biblică, frații și zilor. Deci noi trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat cu Cain. De ce vorbim de calea lui Cain? El a respins credința. Dar ce a respins el? Respingând credința, el a respins pe propovăduitorii adevărului. Și propovăduitorii adevărului în dreptul lui au fost părinții lui. Adam, Eva și lângă el Abel. De ce spunem lucrul acesta? Pentru că pe lângă propovăduitor, cel ce propovăduiește, cel ce vestește, propovăduiește cuvântul. Care cuvânt? nu cuvântul lor, este cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, dincolo de cuvânt, frașisror, doamnelor și domnilor, ceea ce naște credința în noi, cine este? Sau ce este? Este cuvântul lui Dumnezeu. Roman 10 cu 17. Astfel, dar credința vine în urma auzirii și auzirea prin propovăduire. Trebuie să auzi cuvântul Domnului. Cain a auzit cuvântul, dar l-a respins. De aceea el nu se poate vorbi de credință, pentru că a respins cuvântul. A respins credința în felul acesta. A respins propovăduitorii și a respins părinții. Măcar că îl cunoștea pe Dumnezeu încă o dată, A vorbit cu Dumnezeu. El a făcut ce a vrut el. A vrut să nu asculte pe Dumnezeu, a vrut să nu aducă jerfă cu sânge, pentru că pentru el era repulsiv să vadă sânge, cum este și astăzi pentru mulți. Este o insultă, sângele Domnului Isus Hristos îi curățește de orice ce păcat. Este fabulație, este poveste. Dar, dragul meu, singura putere care te curățește și care mă curățește este sângele Domnului Isus Hristos. Devin eu, de tu, repulsie pentru Dumnezeu să respind sângele. Cain a zis, eu nu am nevoie de jertfă de sânge, eu sunt mai civilizat, eu sunt cu agricultura. Și o fac eu frumoasă, așa să-i placă lui Dumnezeu, îi construiesc eu un altar, așa el fasonez, nici un arhitect nu-l poate desenea cum îl deseneze. El s-a încrezut în efortul lui personal. Eu fac o producție bună agricolă și din munca mea, din producția mea, am să-i dau lui Dumnezeu ceva. Să vadă Dumnezeu că ne descurcăm și fără sfaturile Lui. Dar nu te descurci. Nu mă descurc. Pentru că Sfânta Scriptură spune în Evrei 9 cu 22 și fără vărsare de sânge este cu neputință. Să fim plăcuți Dumnezeu, să fim mântuiți. De aceea, oricine are această doctrină, că prin faptele lui bune, prin faptele ei bune, prin filantropia lui, prin dărnicia lui, a ei, se poate mântui? Nu se poate. Doctrina romano-catolică are așa ceva în ea. Acesta este partea falsă din această doctrină. Nimeni, nimeni, nimeni nu ne poate mântui nicio faptă decât jertfa Domnului Isus Hristos. În al doilea rând, particularitățile căii lui Cain. Ce este particular în aspectul acesta anumit în Biblie, calea lui Cain, de noi trebuie să știm și să ne ferim. Sunt patru particularități distincte pe care aș dori să le notați împreună cu mine. Prima, Cain a substituit revelația cu rațiunea. Deci Cain a substituit Revelația cu rațiunea. Adică el a înlocuit descoperirea lui Dumnezeu cu rațiunea lui, cu logica lui. Rațiunea este bună, logica este bună, dar, frași și surori, doamnelor și domnilor, rațiunea noastră și logica noastră are fisurine. Din momentul în care omul a căzut în păcat, o să vedeți, o să vă dau un exemplu, logica noastră are fisuri. Romani, capitolul 3, versetele 10 la 12, zice Apostolul Pavel. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar, nu este nici unul care să aibă pricepere. Pricepere, auziți? Logică, înțelegere reală. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu, de aceea logica, rațiunea nu-l găsește. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Pentru că rațiunea umană afectată de păcat este diluată. Când Cain a zis, Be, nu mă interesează ce îmi spune tatăl meu, revelația pe care el o are de la Dumnezeu. Nici nu mă interesează, eu l-am auzit pe Dumnezeu vorbind. Dar mă gândesc eu că pot să fac altceva. A pus rațiune în locul revelației. Apostolul Pavel spune mai departe despre un astfel de om. Rațiunea, cât de puternic o fi, cât de mare ți este intelectul, fiind afectat de păcat, eșuiază în problema cea mai mare, pentru că rațiunea noastră este afectată în trei domenii. În domeniul afectiv, deci în sentimente, sentimentele ne afectează rațiunea. Nu este așa că dacă te doare inima pentru cineva, te compromiți un pic, le mai lași un pic, nu este așa? Rațiunea este împiedicată de departamentul afectiv. Pe urmă, rațiunea este... Uh, împiedicată de departamentul cognitiv. Dacă nu cunoști tot ce trebuiește, nu -mi spune mie că tu ai o rațiune încât poți să-L cobori pe Dumnezeu din cer. Vorbesc cu ca să fiu înțeles de orice cuget. Cognitiv, cunoaștere. Și apoi este aspectul volitiv, de voință. Când, când trăim în păcat, Voința noastră este călcată în picioare. N ai ai voi, ai vrea să faci bine și rău să ține după tine. Și mântuit de multe ori, vrem să facem bine și ce facem, fraților? Ce facem? Auziți pe Apostolul Pavel. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea Domnului, adică legea morală care e în conștiința noastră, este bună. Și atunci nu sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care este în mine. De aceea, dragul meu, nu uita că ceea ce dictează în tine și în mine este firea pământească, este păcatul care este în noi. Și de aceea nu poți să ai o rațiune perfectă, corectă și ai nevoie, am nevoie de revelată lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de descoperirea lui Dumnezeu. Pavel continuă. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. În carnea trupului, pentru că ce e drept, auziți, am dorință să fac binele, dar n-am putere să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să fac, iată ce fac. Și dacă nu fac și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru, după conștiință, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege a firii care se războiește cu legea lui Dumnezeu. Așa era în Cain. El avea adevărul în el, dar avea în mădularele lui păcatul care s-a războit și a spus Ia, îl cunosc eu pe Dumnezeu, am vorbit cu el. Dar cum v-am zis, am să-i fac eu altă rânduială lui Dumnezeu. O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa? Dorință, spune Pavel, am dorință, și cain a avut dorință. Să se apropie de Dumnezeu. Dar s-a apropiat după legea lui, nu după ceea ce a văzut pe Dumnezeu că a făcut, sacrificând un animal ca să se îmbrace din nou în glorie. Rațiunea cu care decidem noi, logica cu care noi analizăm lucrurile, fiind alterată de păcat, nu ne duce la uh, adevărata descoperire a lui Dumnezeu. Și atunci faceți aceste două diferențe, frații mei. Rațiunea vorbește despre Dumnezeu. Rațiunea vorbește despre Dumnezeu. Revelația însă, descoperirea dumnezeiască, ne îl prezintă pe Dumnezeu. De care avem nevoie? De revelație. Când despre Dumnezeu Vorbesc toți păgânii. Și bețivi, spune Sfânta Scriptură, îl pun în cântările lor. Îi ajută la ceva? Nu. Deci, Revelația, rațiunea vorbește despre. Revelația îl prezintă pe Dumnezeu. Cain a ascultat de rațiune. De deci, aceea, în Sfânta Scriptură, când Dumnezeu cheamă la mântuire. Nu aduceți-vă aminte din textul din Matei 22, 9 la 10, pilda anunții fiului de împărat, nu este numai o pildă ca să vorbească Domnul, este o realitate, este împărăția lui Dumnezeu. În pilda anunții fiului de împărat, Mântuitorul Iisus Hristos a spus, chemați la nunta mea, chemați în împărăția mea buni și răi. Deci pe cine cheamă? Pe buni, că trebuie să mântuiți, că ea buniți nemântuiți. Poate ți se pare ciudată Evanghelia care auzi în seara aceasta. Dacă Domnul cheamă buni și răi la mântuire, înseamnă că aia buni îți nemântuiți. Aia cu rațiune bună nemântuiți. Aia cu fapte bune îți nemântuiți. Aia filantropi mari, care dau 100 de milioane pe an, un miliard pe an, îți nemântuiți. Chemați pe buni și răi să vă dau un exemplu cu rațiunea, ca să, 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 să pot să fiu înțeles mai bine, să, să înțelegem ce, ce s-a întâmplat cu Cain. Deci, încă o dată, din, când vorbim de aspecte particulare ale căiului Cain, primul aspect este acesta. El a înlocuit revelația, descoperirea Lui Dumnezeu cu rațiunea. Vestul, Europa de Vest și Statele Unite se călăuzesc după sistemul de gândire rațional numit Aristotelian, filozoful Aristotel. Gândirea aristoteliană este bună, dar nu în toate privințele. Uitați cum arată această gândire aristoteliană și cum este aplicată în, în, în viață de fiecare zi. Uitați, după, după rațiunea aristotelică. Eu sunt cetățean român, este primul enunț. 2. Românii vorbesc limba română. Concluzia. Deci, eu trebuie să vorbesc ce limbă? Românească. Deci, dacă eu sunt cetățean român. 1. Doi. Cetățenii români vorbesc limba română. Trei. Concluzia aceasta trebuie să fie. Eu trebuie să vorbesc și eu limba română. Dar sistemul de gândire aristotelian în privința mântuirii nu potrivește. Ia să vă dau un exemplu. Deci, după acest principiu de logică numit sistemul rațional practic aristotelian sau silogismul practic. Uitați, în Biblie. Fiți Vameșii și adulteroșii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Efesen 5 cu 5, evrei 13 cu 4. Sunteți de acord, nu? Iisus a frecventat cercurile vameșilor și adulteroșilor. Luca 15, 1 la 2, Marcu 3, 20 la 26. Deci, Iisus este sfânt. După Aristotel, este ca și ei. Dar după Revelație, Isus rămâne sfânt. Sfânt. Deci, rațiunea, logica este afectată, logica aceasta aristoteliană, gândirea aceasta. Și atunci, dragul meu, nu poți să te mântui indiferent cine ești, indiferent cât de influent ești, indiferent cât de pregătit ești, indiferent cât de mult bine ai făcut în lumea aceasta. Nu vreau să dau niciun nume. Este un mare bogătaș în Statele Unite, un filantrop care a spus în următorii 10 ani de zile, în fiecare an donez la Națiunile Unite 100 de milioane de dolari. Vreau un miliard să fie în 10 ani. Și să ține de cuvânt. Nu-l ajută la nimic. Cel mai bogat om din America. Peste 300 de milioane anual în binefaceri. Toți că cei și toate gâștile beneficiază. Să ne ierte Domnul, nu ajută la nimic. La nimic. Ai nevoie de revelație, de cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să te lași călăuzit de acest cuvânt al Dumnezeu. Al doilea aspect. Cain a substituit sângele cu surogate. Sângele cu surogate. Geneza 4 cu 3. După o vreme, Cain a adus Domnului o jerfă, deci a substituit revelația curațiunea, sângele cu surogate. A adus o jerfă, dar din bunurile lui. De ce? Pentru că el a vrut să se mântuie prin ce face el, prin puterea lui, prin meritele lui. Pentru cei ce gândesc în felul acesta, permiteți-mi să vin în fața noastră cu cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 9 cu 22. Și fără vărăsare de sânge, nu este iertare. Geneza 3 cu 21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele, acoperindu-le rugăciunea. Aceasta înseamnă că a trebuit viața unui animal ca să acopere goliciunea spirituală prin sângele vărsat al lui Adam și Eva. Exod 12 cu 13. Sângele va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie. Ce, la ce s-a uitat Dumnezeu? Sânge. 1 Petru, 1 cu 18 și 19. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, nu cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl înșteniseră de la părinții voștri ci cu sângele scump al lui Isus Hristos, mielul fără de cusur și fără prihană, mărit să fie Domnul. Dați-mi voie să vă aduc aminte un fapt pe care îl știți în această biserică, că l-au și dumneavoastră și cine ascultați pe, în prin alte mijloace. Când un copil se concepe în pântecele mamei, deci când are loc concepția, este o lege care nu se schimbă niciodată. Țineți minte acest lucru. Când un copil s-a conceput în pântecele mamei, în copilul acela, fie că e băiat fie că e fată, nu contează. În copilul acela întotdeauna sistemul sanguin, sângele, circulația sângelui, întotdeauna este circulația tatălui. Sângele copilului din pântecele mamei nu se atinge cu sângele mamei prin placentă, nu se atinge. Deci sistemul sanguin întotdeauna este al tatălui în orice copil care se concepe sub soare. Când s-a născut Iisus Hristos, El este sămânța femeii. El nu are un tată pământesc. De aceea, pentru Iisus Hristos a trebuit Tatăl Ceresc să creeze sânge și să pună în embrionul acela. De aceea, sângele Domnului Iisus Hristos nu este un sânge omenesc obișnuit, este un sânge scump, prețios, pentru că este sânge divin, curat. De aceea sângele lui te poate, mă poate, ne poate curăți de orice ce păcat. Nu este un sânge alterat. Asta e sânge sfânt. Evrei 10 cu 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul prea sfânt, fiți și voi, sfinți. Nu poate să te revolte sângele, nu poate să te revolte o credință care vorbește de sânge dacă îți creează revoltă, repulsie, jertfa Domnului Isus Hristos, îmi pare rău, trebuie să-ți spun, nu cunoști mântuirea. Nu cunoști mântuirea. De deci, aceea, surogatele tale nu pot înlocui sângele Domnului Isus Hristos. Artificiile tale sau ale mele, invențiile tale sau ale mele, eforturile tale sau ale mele, ele nu ajută în procesul mântuirii. Nu ajută. Eu, tu, noi trebuie să ne lăsăm total în mâna lui Dumnezeu. De aceea Sfânta Scriptură spune: Dar la tine este iertare ca să fii de temut, să fii respectat. Asta înseamnă de temut, să fii respectat. Să-ți se cunoască autoritatea de uh, originator al mântuirii. Al treia dimensiune. Cain a substituit încrederea cu încercarea. Cain a substituit încrederea cu încercarea. Evrei 11 cu 4. Prin credință a adus abelui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Adică ce vreau să spun? Cain, în loc să se încreadă în Dumnezeu, în loc să se încreadă în cuvântul pe care l-a auzit de la Dumnezeu, în revelația pe care a avut-o, în loc să se încreadă în pilda pe care le-a dat-o Dumnezeu sacrificând un animal și știa lucrul acesta, în loc să se încradă în cuvântul pe care l-a spus Adam și Eva, părinții lui. Adam a zis, știi ce? Încerc. Încerc eu. Să nu zică Dumnezeu că n-am încercat. Să nu zică Dumnezeu că n-am încercat. Deci El, el a înlocuit încrederea cu încercarea. Încercarea personală. Așa cum sunt mulți astăzi în bisericile noastre. Ei încearcă ca să nu zică soțul, să nu zică soția, să nu zică părinții, să nu zică copiii, să nu zică păstorul. Păi am încercat. Am mai venit și eu duminica, am mai venit și joi câteodată, că nu era studii biblic. Am mai încercat am mai adus și zeciuiala, măr la biserică de sărbători, mai fac câte o milostenie, respect oficiul preoțesc, fac eforturi. Nu omor o muscă. Practic filantropie, cânt în cor. Ajut pe cei necăjiți din când în când. Ajut chiar și pe cei greu încercați. Și Cain a încercat. Dar a lipsit încredere. Pentru că frații mei, unul din aspectele credinței, la un moment dat, este încrederea. Încredere însemnează să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Când acea femeie sirofeniciancă a avut experiența vindecării ficei, eliberării de demon. Știți că Iisus Hristos i-a spus, o femeie, mare este credința ta. Dați-mi voie să vă aduc aminte, în Sfânta Scriptură credință înseamnă mai multe lucruri. Unu, este credința mântuitoare, Iuda 3, credința mântuitoare. Ce însemnează aceasta? Nu însemnează uh, doctrina, neapărat doctrina bisericii din care faci parte. Credința mântuitoare însemnează să fii convins și să trăiești cu această convingere că de sub puterea păcatului și a morții și a judecății divine nu te scapă nimic decât jertfa Domnului Isus Hristos. Asta este singura credință dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Apoi Biblia vorbește despre credința ca dar a Duhului Sfânt. Credință ca dar a Duhului Sfânt. 1 Corinteni 12, primele 11 versete. Aceasta, și în credința mântuitoare nu poți crește te-ai întâlnit cu cuvântul și ești mântuit. În credința ca dar a Duhului Sfânt nu poți crește. Că Duhul Sfânt nu crește. Duhul Sfânt este Duhul Sfânt. Nu? Darul lui este darul lui. Dar trebuie să fie credința devenită încredere. La aceasta s-au rugat apostoli și au spus, Doamne, mărește necredința. Adică, cu cât cunoști mai mult cuvântul Domnului, te încrezi mai mult în Dumnezeu. Și cu cât te încrezi mai mult în Dumnezeu, deci încrederea ta e mai mare în Dumnezeu și experiențele cu Dumnezeu sunt mai mari. Asta este credința devenită încredere. Or Ori în cazul lui Cain și în cazul multora, ei n-au această încredere, ei încearcă. O încearcă și pe asta, o încearcă și pe asta, se lasă și de asta, se lasă și de asta. Ce am încercat, am încercat, dar nu m-am putut ține. Dar cu Domnul se umblă, frații mei, o zi, o dată. Nu o viață. Toată lumea vă spune, o viață trebuie să umbli cu Dumnezeu. În final așa este. Dar dacă vrei să umbli o viață cu Dumnezeu, înainte de a umbla o viață, umblă o zi, o dată. Ai auzit? O zi, o dată. Și mâine iar la capăt. Mâine iar e de la capăt. Dar nu-ți face socotel, așa cum zic oamenii care sunt dependenți de tot felul de substanțe. Frate, și eu m-aș boteza, mă tem că nu pot ține, că nu mă pot lăsa de, și îți spun el, de ce nu se poate lăsa? Să fac eu așa jurământ că pe toată viața nu pot. Nu trebuie să faci, când le spun, nu trebuie să faci jurământ pe toată viața, trebuie să faci jurământ pe o zi. Cum? Nu mă auzi? Da. Și când am terminat ziua, frate, cu ce fac? Mâine o de la capăt. Așa este pocăința. O zi odată. Nu mai se poate face. Că dacă o iei pe 10 ani, te îngrozește și nu te pochești niciodată. O zi o odată. O zi, odată. Patru. Cain a substituit simțirea pentru sfințenie. El a substituit simțirea lui în locul sfințeniei. A muncit, s-a simțit bine. A produs o recoltă mare, s-a simțit bine. A investit efort în munca lui, s-a simțit bine. A construit un altar frumos, s-a simțit bine. A adus o jerfă lui Dumnezeu din cele mai bune produse, s-a simțit bine. Problema este, când vin înaintea Domnului, trebuie să vin înaintea Domnului cu sfințenie. Nu poți înlocui simțirea. Foarte mulți trăiesc după simțire. Dacă n-ai simțit nu știu ce, ce n-a fost Domnul în biserică. Vrei să simți în Duhul tău, în primul rând, dacă e Domnul în biserică, dacă e Domnul în rugăciunea ta, dacă e Domnul în cântarea ta, dacă e Domnul în predica ta, dacă e Domnul în fapta ta, dacă e Domnul în trăirea ta. Că în Duhul tău, acolo trebuie să ai pace, că ce faci, nu faci să fii văzut, nu faci să fii lăudat, nu faci să fii înălțat, nu faci să fii notat. Faci să se înalțe Domnul. Și atunci e Domnul prezent. Atunci e Domnul prezent. <că> Și poți să mergi înainte, poți să mergi înainte. Dar el a zis, vreau să mă simt eu bine. Este bun să te simți bine. Dar simte-te bine ascultând de Dumnezeu, de legea Lui. Pentru că dacă mergi după faptele tale, mergi după faptele mele, uitați cum se duc oamenii. Șapte femei, spune profetul Isaia, 4 cu 1, șapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice, vom mânca pâinea noastră înșine, ne vom îmbrăca cu hainele noastre înșine, numai să ne porți, să-ți purtăm numele. Așa vor mulți în pocăință. Nu le trebuie pâinea care s-a coborât din cer, nu le trebuie haina sfințeniei, vor să-și mânce pâinea lor, să se îmbrace cu hainele lor și Isus să le poarte rușinea. Noi să-ți purtăm numele, să ne numim creștini. Asta nu e pocăință, dragii mei. Asta e fățărnicie, asta calea lui Cain. Lasă-ne să spurtăm numele, tu poartă ne rușine. Dar tot profetul Isaia spune despre cei ce cred că hainele lor sunt bune și pâinea lor e bună. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiurile noastre ne iau cuvântul. Isaia 64 cu 6. Dacă n-am avea neprihănirea Domnului nostru Isus Hristos, ce s-ar alege de noi? Însă, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că Isus a murit și a înviat pentru noi. Că sângele lui curățește și astăzi de orice și ce păcat. Și dacă tot ai venit la biserică, cum vă spuneam altă dată, știți, ați venit în locul potrivit, asta e cel mai potrivit loc. De altă parte, biserica, știi când te simți bine, este singurul loc unde ne simțim bine, să spunem lui Dumnezeu că nu ne simțim bine. Asta e singurul loc. Ați înțeles? Singurul loc unde ne simțim bine, să-i spunem Domnului că nu ne simțim bine. Doamne, nu ne simțim bine. Suntem apăsați de păcat, de bol, de neputințe, de lipsuri. Dar ne simțim bine să spunem ție lucrul acesta, că nu ne simțim bine, pentru că tu ne binecuvântezi. În al treilea rând, roadele căii lui Cain. Deci după ce am văzut aspectele specifice, roadele. E posibil că atunci când Cain și Abel au adus jerfă lui Dumnezeu, mulți se întreabă de unde a știut Cain că Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa lui, lui Abel. Și n-a specificat nimic, nu? ca așa spune cuvântul Domnului. După o bucată de vreme, suntem în Geneza 4 cu 4. după o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jerfă de mâncare, din roadele pământului. Abel a adus și el o jerfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jerfa lui, dar spre Cain și spre jerfa lui n-a privit cu plăcere. Explicația cea mai frecventă și mai biblică care se dă la aceasta este următoarea. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu din Levitic 9 cu 24, când s-a sfințit cortul și-au pus jerfa pe altar, un foc s-a coborât de la Dumnezeu și-a mistuit jerfa, a prins jerfa. Și de acolo încolo a trebuit întreținut focul acela sfânt. Judecător 6 cu 21, când părinții, când, când Gedeon a adus jerfă lui Dumnezeu, un foc s-a coborât și-a mistuit jerfa. Un împărat 18, 24 la 38, când profetul Ilie s-a rugat pentru jerfă, ce s-a întâmplat? Un foc s-a coborât de Dumnezeu și a mistuit jerfa. 2 Cronii 7 cu 1, când s-a inaugurat templul lui Solomon și au pus pentru prima dată pe altarul din templu jertfă, un foc s-a coborât de la Dumnezeu și a mistuit, a ars jerfa. Este posibil că același lucru s-a întâmplat prima dată cu Cain și cu Abel. Dumnezeu a trimis focul de sus și a prins jerfa lui Cain, a lui Abel, a mistuit-o. Amândoi au putut să vadă lucrul acesta din moment ce aceste instanțe sunt în continuare în Biblie. Și lucrul acesta l-a deranjat pe Cain. L-a deranjat pe Cain. Pentru că gerfa lui a rămas nearsă, neconsumată de Dumnezeu. Um, și atunci, Cain și-a arătat roadele. Pentru că un om care stă pe calea lui Cain, un om care pune rațiune în locul Revelației, pune simțire în locul Sfințeniei pune neadevăr în locul adevărului lui Dumnezeu. Un om din acesta are în final roade. Îl poți urmări. Biblia spune, după roade îl veți cunoaște. Uitați patru roade. Primul, primul rod pe calea lui Cain este resentimente. Vedeți Geneza 4 cu 5. I s-a posomorât fața. De ce s-a posomorât fața? Și vreau să fac o remarcă. O fac cu respect o fac pentru toți cei ce slujesc. Pe care lui Cain se poate cădea foarte ușor. Dacă ai auzit în biserică pe cineva rugându-se, mai însoțit decât tine, să nu ți se poți să morască fața. Uite, domnule, cum se roagă. Și eu nu mă rog așa. Dacă cineva cântă mai bine decât tine, să nu ți se poți să morască fața. Dacă cineva predică mai bine decât tine, să nu ți se poți să morască fața. Calea lui Cain este alunecoasă. Nu trebuie să ai resentimente pentru slujitorii lui Dumnezeu, pentru frații și surorile de lângă tine. Trebuie să te bucuri. Trebuie să te bucuri. Gloria este a lui Dumnezeu, nu este a noastră. Resentimente. Al doilea rod este răutate și mânie. Geneza 4 cu 5, partea 2. a doua. Cain s-a mâniat foarte tare. Dacă umbla după revelația lui Dumnezeu și nu după rațiunea lui, nu se mânia. Dar dacă a mers după logica lui, s-a mâniat. Așa cum de multe ori ne mâniem noi pe Domnul. Nu se poate să nu-mi răspundă Domnul. Ba se poate să nu ne răspundă. Că Dumnezeu este sus în ceruri și își face tot ce vrea. Nu este așa, frate și surori, nu așa citim. Face tot ce vrea. Reutate și mânie. Și mânia se resfânge asupra fraților, asupra soției, asupra soțului, asupra copiilor, asupra celor din casă și prin aceasta devi, devin, devenim ucigași. Al treilea rol este rebeliune. Deci, presentimente, răutate, rebeliune. Geneza 4, 8 9. Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau ei la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu. Sunt eu oare păzitorul fratelui meu? Legea adusă de Domnul nostru Iisus Hristos este că numai să urâm pe fratele nostru, suntem ucigași. Nu trebuie să-i dai în cap. 1 Ioan 2 cu 11. 1 Ioan cu 11. Și aici cuvântul Domnului spune că cine urește este încă în întuneric, umblă în întuneric, nu știe încotro umblă, este ucigaș. Este ucigaș. Mântuitorul Iisus Hristos a spus, nu puteți sluji la doi stăpâni și nu ne putem mânia pe frații noștri. Matei 5, 21 la 22. Pentru că dacă ne mâniem, Complotăm împotriva lor, bărfim, umblăm pe la spate, spargem biserici, spargem familii. Asta e calea lui Cain, frați și surori, doamnelor și domnilor. Și este a patra. Resurse. Resentimente răutate, rebeliune și resurse personale. Ce face Cain? Ce fac cei care sunt pe calea lui Cain? Se rearme pe puterea lor, pe resursele lor. Pentru că dacă citiți mai departe istoria lui Cain, capitolul 4 din Geneza, versetele 16 la 17, și a zidit un oraș, și a făcut o cetate, a dat ton la urbanism civilizație, religia sa, cultura sa, organizarea sa, anturajul său, resurse personale. Resurse personale. Și un om care merge pe resursele lui personale, pe resursele ei personale, și nu pe resursele care ni le dă Duhul Sfânt și ne le pune la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu, depindere de Dumnezeu prin rugăciune, prin post, prin apropiere, prin smerenie, Dom -ă, înaintea Domnului, dacă nu mergem pe aceste resurse, desigur, drumul nostru devine alunecos. Când Domnul Dumnezeu, prin Iuda, evaluează calea lui Cain, a lui Balaam și a lui Core, nu uită cuvântul Domnului să spună ca să facă Domnul o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Pentru ei a profețit Enoh. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumitori cu soarta, trăiesc după poftele lor, gura lor vorbește cu trufie și slăvesc pe oameni pentru un câștig, pentru profit. În concluzie, puneți această întrebare, să-mi pun această întrebare. Doamne, Tu ai pus cuvântul Tău și ai spus că în vremurile din urmă apostazia va cuprinde și va cunoaște trei dimensiuni mari. Calea lui Cain, rătăcirea lui Balaam și răzmerița lui Core. Doamne, în seara aceasta am auzit despre calea lui Cain, am tot gândit cum arată. Am descoperit-o din cuvântul tău. Nu vreau să merg după gândirea mea, Doamne, după rațiunea mea. sfințește în gândirea. sfințește mi rațiunea. Spală-mă în sângele tău, Doamne, și ajută-mă să umblu călăuzit de Duhul tău cel sfânt. Pentru că știu un adevăr din acest cuvânt al tău pe care l-a respins Cain. Cain n-a avut credință că a respins cuvântul. Abia l a avut credință pentru că a primit cuvântul. Când respins cuvântul, n-ai credință. De ce despre Cain nu se spune că prin credință a adus jerf? El a încercat. Prin încercare. Și cuvântul Lui Dumnezeu îmi spune nu umblați cărmuiți de fire, umblați cărmuiți de Duhul și nu veți împlini poftele, faptele firii pământești. Căci Duhul poftește împotriva firii și firea împotriva Duhului. Sunt două firi, două naturi care sunt opuse. Prin urmare, dacă vreau să umblu drept, trebuie să umblu călăuzit de Duhul Domnului. Trebuie să umblu după cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, dacă pun la o spate Duhul Sfânt care aduce revelația, descoperirea dumnezească, dacă pun la spate cuvântul lui Dumnezeu, mă trezesc Că eu care am vorbit de Domnul, eu care am vorbit cu Domnul în rugăciune, în cântare, ca și Cain, am apucat-o pe calea lui Cain. Și cine rămâne pe calea lui Cain se duce în pierzare eternă. Să ne păzească Dumnezeu de lucrul acesta. În concluzie, pe ce cale umbli? Ești un Isus care este singura cale? Eu am 14 cu 6? Ori ești pe calea lui Cain. Pe calea simțirilor personale? Pe calea răzbunărilor personale? Pe calea eforturilor și faptelor personale? Aduceți-vă aminte de David în psalmul 139. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mă. Cercetează-mă. Vezi pe ce cale mă duc. Și dacă mă duc pe o cale rea, întoarce-mă pe calea veșniciei. Amin?